Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre închisorile din România, unde vom încerca să dispicăm mituri și să le spulberăm acolo unde este cazul. Alături de noi este István Kovács, cunoscut și sub numele de Pitiu, una dintre victimele banilor făcuți ușor din traficul de droguri și care recent a fost eliberat din penitenciarul Gherla. Bine ai venit, Pitiu! Bine v-am găsit! Tot alături de noi este și Mihaela Trif, șefa departamentului de investigații de la Ziar de Cluj. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitația! Pentru început, Pitiu, în 2016 te-ai trezit brusc cu mascații în casă. Da, prin 26 aprilie s-a întâmplat lucrul acesta. Cum a fost? Povestește-ne! Nu mă așteptam, evident, deși erau semne că o să se întâmple lucrul acesta. M-au luat pe surprindere. Pe la 4 după masa au intrat peste mine. Din câte știu, de la 6 dimineața mă filau. A venit peste mine, mi-a cerut buletinul să mă legitimez și așa a început totul. Din câte știm, ai avut parte și de susținere din partea prietenilor tăi. Mulți dintre ei au încercat să te ajute, au fost alături de tine și la început și la final mai ales. Te-a ajutat în vreun fel susținerea prietenilor? M-a ajutat, evident că m-a ajutat, fiindcă când cazi, când îți pierzi libertatea, ai senzația că ai pierdut totul și că nu mai ai nici susținerea familiei sau altor persoane, e foarte binevenit, e un ajutor. Mulți au fost lângă mine, mulți m-au ajutat, mulți m-au susținut și prin telefon, prin scrisori, prin vizite, cu bani, cu tot ce s-a putut. Ne poți explica puțin care este procesul? Întâi au loc percheziții, apoi ce se întâmplă? Eu în februarie am avut o vânzare autorizată. Cineva a venit cu cineva de la DIICOT, mi-a cumpărat un gram de marihuana și de acolo a început toată ancheta, tot filajul, tot. Și la sfârșit, de fapt, la început, când au venit peste mine, au făcut percheziție în casă, mi-au găsit niște grame sau niște sute de grame de marihuana, m-au dus la secția de ICOT, acolo am dat o declarație scurtă, simplă și m-a dus direct la arest. Acolo mi-a dat cameră, pat și așteptam restul procedurii. A doua zi m-a dus la instanță, mi-a prezentat cu ce sunt acuzat, așa, și așa începe totul. De acolo primești câte 30 de zile, 29 de zile, primit arest. Și între timp se căuta, se analiza dosarul și... Din câte știu, tu ai fost în arest preventiv și o bună bucată de vreme aici. Poate Mihaela ne poate ajuta de ce uneori arestul preventiv durează chiar și un an. Cum vor procedurile în momentul în care procurorul de caz adună suficiente probe și obține un mandat de percheziție și declanșează efectiv ancheta în mod oficial, adică poate să fie una dintre momentele cheie în care un inculpat află pentru ce este cercetat, după ce a fost monitorizat și există suficiente probe, ei fac perchezițiile, cum cred că s-a întâmplat și în cazul tău, iar te rețin pentru 24 de ore, iar ulterior avansează o propunere de arest preventiv pentru 30 de zile, iar în România undeva la între 3 și 6 luni se tot prelungește această măsură, care se poate transforma ulterior în arest la domiciliu și apoi în control judiciar. Nu știu cum a fost în cazul tău, cât timp ai stat pe arest preventiv? Din câte știu, după 6 luni, dacă n-au probe, trebuie să-ți dea drumul. Eu am stat mai mult, probe aveau, m-am dus pe recunoaștere, am recunoscut, evident, ca să nu mai cheme și pe alții să analizeze cine au cumpărat de la mine, cine și cum. Cum se ajunge la momentul în care îți recunoști fapta? Te cheamă procurorul? Avocatul îți prezintă că poți să recunoști fapta, să mergi pe recunoaștere, procedura mai simplă. Se ia și un sfert
sau treime din pedeapsă. Așa, și este procedura mai grea când au mai mult de lucru și de cheltuit procurorii, când trebuie să umble cu tu nu recunoști nimic. Și tu după cât timp ai recunoscut? Păi am recunoscut destul de repede, fiindcă nu avea rost să mă abțin. Primul rând m-au prins în faptă și al doilea rând să nu mai cheme pe toată lumea în instanță. N-avea niciun rost. Ce s-a întâmplat după ce ai recunoscut fapta? S-a prezentat în fața judecătorului, o spre recunoaștere și cam atât. Dosarul, tot ce ai, tot ce ți se prezintă, trebuie să accepți. Dacă nu accepți ceva sau spui că aia nu e treaba mea sau aia nu chiar așa a fost, dar ai rămas pe recunoaștere. Adică înseamnă că recunoști tot dosarul ce ți se prezintă. Și ai ajuns în închisoare? Am ajuns în închisoare, da. Am intrat în curtea închisorii prima dată cu duba de poliție. Mă uitam în jur, vedeam tot fel de oameni ciudați. După aia, când am intrat în cameră, unde m-au repartizat, e o carantină care 21 de zile stai acolo, unde se uită la tine cum ești, cum te comporți, cum o evaluare psihologică. Am avut un deja vu când am văzut clădirea. Am avut impresia că am mai fost aici. Și evident, nu e frumos, nu e fain. Erau 27 de persoane într-o cameră de genul ăsta, paturi de câte 3 etaje, saltele din astea vechi, maro, de transpirație, de toate, căldură, și tot fel de oameni cu care n-ai până la urmă nicio treabă. Primele zile m-au și întrebat unii că tu ce cauți aici, că nu-ți ții locul aici. Deci am venit eu în vizită. Și asta ți-e prima impresia. Prima dată nu știi ce se întâmplă, ce, la ce să te aștepți, cum merg lucrurile, cum nu cunoști nimic, nici cum să mănânci, de exemplu. Trebuie să-ți cumperi farfurie, de exemplu, lingură, așa ceva de la magazin, care nu mi se pare un lucru legal sau așa, dar așa se întâmplă. Nu prea, deci este, da, un magazin, nu nici. Este un magazin în incintă, da, în care faci cumpărături, lucruri ce nu poți aduce de acasă sau nu-ți lasă că este la magazin. Evident, la prețuri au comisiuni de 300%, adică adaos 300%. Și poți să mergi oricând la magazinul respectiv sau nu trebuie să mergi? Nu, sunt perioade, adică maxim o siguranță, închiși, semideschis, deschiși. Fiecare regim are alt fel de program. La închiși, cum am fost eu, care de la 3 până la 10 ani, mergi cu polițistul peste tot. Ai de 2 ori pe săptămână magazin, camera ta sau coridorul tău și așa te scoate la magazin. Era, bine, se mai fac și excepții dacă, să zicem, a fost sărbătoare, a fost închis sau la unii nu au intrat banii și dai o cerere dimineață și mai scoate câte unul din fiecare cameră, de exemplu, și te duce. Adică, da, ei se comportă cu tine cât de se poate ok. Erau și produse expirate? Da, erau, evident. Și trist e că lumea nici aici afară nu are curajul să sune la protecția consumatorului sau să ia un orice fel de atitudine, acolo mai ales. Nu știu dacă aveau dreptul sau cum puteau să procedeze cei închiși, dacă știi cumva, în cazul în care găseau produse expirate sau... Mă gândesc că pe sector era un responsabil, erau 2 gardieni sau ofițeri care făceau schimb de ture pe fiecare segment din închisoare. Nu știu, cam ce protecție vă ofereau ei? Practic, ei erau avocatul poporului în penitenciar, cei care transmiteau mai departe dacă aveați plângeri, sesizări sau incidente neplăcute. Cine au fost ofițerii care s-au ocupat de celulele în care ai fost tu și cât de ajutor v-au fost sau cât de tare au încurcat atmosfera din penitenciar? Polițiștii de pe secție, care răspund de fiecare secție cum ar veni, ai un coridor de 120 de oameni, sunt mai multe camere, 5 camere mari și, nu știu, 5-6 mici. Un singur polițist răspunde de tot etajul, tot coridorul acela, toată secția. Când dai cereri, dai o cerere sau ceva,
ăla merge mai departe la șeful de secție. Șeful de secție e responsabil de un etaj, de două coridoare, cum ar veni. Și dacă ai probleme mai mari sau ceva, poți să ajungi până la director sau bine, alea durează. Că prin birouri până ajung hârtiile și până și cum. Polițiștii ăștia încearcă să-ți rezolve problemele. E greu, eu am înțeles lucrul acesta. Ei singuri, cu atâția deținuți, fiecare are problema lui, fiecare bate în ușă, fiecare cheamă, fiecare are ceva de rezolvat, de făcut. Unii chiar dau niște lucruri de nimic, care evident sunt enervante. Eu de multe ori m-am mirat de polițiști că se pot abține să nu se enerveze, să... În exemplu de o situație banală în care era nevoie totuși de personal. Zic un exemplu, s-a rupt cardul la cineva cu care face cumpărături, vorbește la telefon. Și chem polițiștul și dai o cerere că vrei să-ți dai alt card și să-ți faci alt card. Vrei să ieși pe hol la telefon. Este în fiecare cameră un telefon, dar poate vrei să vorbești cu familia sau vrei să ieși afară să mai vorbești cu alt deținut prin alte camere. Și la polul opus, care erau cele mai grave probleme cu care se confruntau deținuții? Aia care sunt nevinovați acolo, probabil. Nu știu, bătăi, probleme, abuzuri, se luau de la cei slabi mâncarea sau chestii de genul ăsta. Stai în camera aia cu tot felul de oameni din toate genurile. Majoritatea sunt inculți, majoritatea nu știu să scrie, să citească, au tot fel de probleme. Puteam rezolva și noi anumite lucruri. Și ori scriam cereri, scriam scrisori, sunam, dacă n-avea credit pe telefon, să sunam pe cineva, să sune pe nu știu cine, să-i pună bani. Sau... Este genul care se fac așa. Sau citit, scris, așa. Ce nu puteam rezolva acolo, trebuia rezolvat afară. Eu și Carolin suntem curioase cum arată efectiv o celulă, cum arăta celula în care tu ai stat? Camerele mari, sunt cam 45-50 de metri pătrați, sunt plin de paturi și cam atât. Lucrurile în genți le ții sub pat, hainele și chestiile genul, pe capătul holului, unde e sala de mese și de unde se servește masa, este și un frigider, un congelator, frigider sau congelator, depinde de etaj, unde poți să-ți pui, dacă primești pachet sau cumperi mâncare ca să nu se strice, în rest iarna în geam le agață lumea pe niște cârlici, în geam. Așa, camera nu mai are lucru, numai paturile le vezi. Și fiecare își face locușorul cum se poate, cum e. Se pun paravane, care ai tras când te culci sau ceva de genul. Nu mă rest nimic în cameră. N-aveți nici măcar televizoare? Televizoare sunt, da. Ai voie la două televizoare în cameră, acum asta depinde a ce și cum. Unu, doi, trei, depinde. Unii își mai ascund și în paravan, cum ar veni în pat și nu se vede și se mai uită. Așa. Apropo e grav cu televizoarele oricum. De ascuns lucrurile în celule. Se făceau și percheziții. Da, se fac. Cam cât de des erau făcute? Erau cu regularitate? Se știa când urmează să... Păi normal, de regulă se fac percheziții. Anumite penitenciare, de exemplu, Aiudul, în fiecare lună sau în fiecare săptămână, sau nu știu cum am înțeles exact. Aici, eu cred că când se aude ceva afară, atunci se fac mai mult. În rest, se fac și înainte de sărbători, normal se fac destul de des, caută tot felul de lucruri ascunse. În penitenciarul de la Gherla sunt oameni condamnați sau aflați în judecată pentru trafic de droguri, cum a fost cazul tău, pentru traficul substanței etnobotanice. Noi am semnalat la un moment dat că ar fi o problemă cu acel trafic, inclusiv interior în penitenciar. Dacă toți suntem la capitolul de percheziții în celule, cum descrii fenomenul din interior? Se știe că droguri se consumă peste tot, cel puțin în Europa. Și în Anglia au fost caz că deținuții se drogează cu cocaină sau ceva de genul. Aici ajung etnobotanicele. De ce? Nu miroase, ușor de ascuns și se bagă și consumă lumea. Cum intră drogurile în penitenciar? Prin anumiți polițiști sau prin anumiți deținuți, prin vizită, prin sectorul vizită. Se ascund în geci, în chiloți, în... este tot și... Așa intră înăuntru. Și
care e beneficiul? Cam câți bani poți să faci din a te ocupa cu astfel de lucruri? Păi, îți poți face traiul din câte am văzut și câte am înțeles. Un plic care costă aici 20 de lei se vinde cam la 600 de lei înăuntru. Se vinde pe țigări, înăuntru valuta sunt țigările, cafeaua, și cu țigări se cumpără totul. De exemplu, cu 3 țigări cumpere un pateu, de exemplu, sau cu 5 țigări un conservă de carne, sau tot felul de lucruri. Drogurile la fel. Dar totuși, în penitenciar nu-i voie să se fumeze. Unde se consumă acele țigări? Păi în cameră și care unde iau pucăl. Închizi ochii și fiecare își face ce vrea, până la urmă. Fiecare pe mandatul lui, cum se zice. Se și bea, se face băutură, se face pălincă, se face vin, tot felul de lucruri. Omul inventiv, când cât mai strâns e, găsește tot timpul posibilitatea cum să iasă, cum să ajungă în altă cameră să povestească sau alt etaj sau... N-aș vrea să insist foarte tare pe acest subiect, dar te-aș întreba dacă au fost cazuri extreme, persoane care au ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale în urma comerțului cu etnobotanice din penitenciarul Gherla? Cazuri ce am văzut eu, unul din cameră care o picat din geam pur și simplu, cădea din geam, fuma din astea și cădea din geam. La un moment dat l-a dus la cabinet, că fix atunci a intrat un polițist când el a căzut. S-a întrebat, dar ce are? Și un coleg, nervos, că poate să aibă probleme, deci putem avea toți probleme din cauza lui, a zis, scoate-l zile de aici, că e drogat. Și l-a luat la cabinet, evident că și-a revenit un pic, a zis că a luat niște somnifere sau ceva de genul. Când în realitate consumase etnobotanice. Da, și evident că se știe și da, se mai... No, se mai lasă, se mai să pentru liniștea lumii cum ar veni, da? Nu e un lucru bun. Măcar ar consuma ceva, ok, da. Fiecare încearcă să-și facă cumva viața. Unii iau somnifere, alții iau nu știu ce medicamente, alții... No. Fiecare cumva cum... Pe timp ai fost tu încarcerat la Gherla. Au existat situații în care un ofițer de penitenciar să fie sancționat pentru traficul cu etnobotanice? Sau să fie persecutați pentru că au ofițer? Permis? Nu. Nu, nu. Nu. Nu e chiar așa în evidență. Se știe de ele, se știe pe unii mai saltă, pe care e spirata în evidență, în rest nu prea. Se ține așa cât să se țină ordinea. Depinde multe de director. Multe depinde de director. Cum gestionează lucrurile și cum își păstrează liniștea penitenciarul, cum avea, că probabil el răspunde mai departe dacă sunt prea multe abuzuri, prea multe probleme, prea multe. Și atunci nu sunt trecute oficial? Nu prea sunt trecute oficial. Mai multe nu știu decât pe unii oprins și le-au făcut raport sau ceva de genul. Le-au interzis niște drepturi și... Fără să se meargă pe fir cum au ajuns acele droguri în... Asta nu prea ai cum, că dacă intră prin vizită, de exemplu, poate să vine prin altcineva pentru tine sau... N-ai poate cum să intre prin vizită în mod legal, în pachet cu etnobotanice? Păi nu în mod legal, da? Ascuns. Nu, trebuie să treacă de niște filtre. Păi se dă prin niște polițiști și aia nu sună nicăieri. Detectoarele sunt de fier, nu de... N-ai cum să controlezi atâția oameni în primul rând, asta așa este. Ei se uită unde pot, unde se poate. Când se prinde ceva, se interzice același lucru, adică, de exemplu, sarmale, că n-ai voie să aduci sarmale. De ce? Că probabil au ascuns cineva ceva în ele, sau șnițele, sau... Se interzic periodic lucrurile acestea, dar nu e soluția. Nu mai ar fi soluția. Bun, deci, practic, cei care erau închiși, ok, fumau, beau, făceau tot felul, dar făceau și, mă gândesc, activități culturale sau... Da. Ce fel de activități? Avem o bibliotecă de care poți da cerere o dată pe săptămână, ieși, îți alegi niște cărți, poți primi cărți de afară, evident cu cerere. Dai o cerere că să ai voie să primești cărți, tot felul. Sunt culte religioase care vin, martorii lui Iehova, de exemplu, mai multe. Vin așa, este o biserică ortodoxă, poți ieși la cursuri cu tot felul de psihologi, educatori, faci tot felul de cursuri care îți prind bine și la dosar. Cursuri despre ce? Despre abuzuri în familie, despre droguri, despre orice lucru care prinde
înăuntru, cum să reintegrezi în societate sau... Sunt lucruri interesante sau nu mers ca să iei niște credite, ca să îți fie bun la dosar sau... Și cei care nu știau să scrie și să citească, ce făceau? Păi ajutam restul pe ei. Se oferă cât de cât ajutor. E trist. Aici ni se pare nou așa când vedem la televizor că, wow, câți inculți sunt în țară. Acolo vezi că chiar sunt. Și oameni care nu știe pentru ce sunt condamnați, nu știu cât au de stat, nu știau absolut nimic, nu înțelegeau ce vorbești cu ei sau ce zicea judecătorul sau procurorul. Nu le spunea avocatul sau, nu știu, mă gândesc că toată lumea are dreptul la un avocat care să... Greu să descriu lucrul acesta, sunt lucruri care încerc să-i explici pe limbajul lor și tot nu înțeleg ei, că li se pare ceva mai... Unii au mai multe dosare, mai multe furturi, mai multe nu știu ce, au mai multe pedepse primite, le contopesc, le nu știu ce. Le explicai de 10 ori pe zi și tot te întrebau, dar cum, până la urmă, cât am luat? Profita sistemul de oameni aceștia ca să rămână mai mult în închisoare sau... Se aude vorbe, se aud vorbe, de fapt, și mi se pare și mie că unora le interesul să pușcăriile să fie pline. Că statul dă niște bani pentru fiecare deținut. Am înțeles 800 de euro pe deținut, în care evident nu vezi nimica. Ce se plătește în comun, apa, căldura, curentul și mâncarea deținutului, care, până la urmă, e mâncare făcută pentru porci, numai te mai servești pe tine din ea. Nu e mare lucru. Niște bani se duc la undeva, la cineva în buzunar sau... Apropo de mâncare, da. Din câte am înțeles, tu ai ajuns să le gătești polițiștilor. Da. Ne poți face o comparație între mâncarea pe care o mâncau polițiștii și mâncarea pe care o mâncau deținuții? Păi cerul și pământul. Cred că comparație bună. Ei lucrau, mâncau lucruri normale, evident, ce mâncăm și afară. Găteam ce făceam o listă, făceam o meniu și găteam, până la urmă, tot ce vroiam pentru ei. Deținuții e altă poveste. Cum arăta un meniu pentru deținuți? Pentru deținuți, fasole, orez, cartofi și paste. Asta era tot. Fiert în apă, poate răzărit un pic de morcove sau... Hai mă, că mai nimerești, mai era pusă și sare. Și cam atât. Fierbe niște cazane și mai ați de după aia. Și pentru polițiști? Păi, făcut mici, șnițele, grătare, ciorbă de burtă. Dar plăteau ei pentru mâncare? Ei plătesc, da. Se ia din banii penitenciarului, de la evidenție, se iau niște bani, se fac niște cumpărături, de exemplu, ce am nevoie eu azi. Făceam o listă, polițistul respectiv care era șeful meu, cum ar veni la bucătărie, el mergea, făcea cumpărăturile și după aia se face meniul, 10 lei meniul, de exemplu, și polițiștii vin și plătesc, adică banii aia se duc înapoi. Explică-ne puțin și cum ajungi să le gătești polițiștilor. Cam greu, fiindcă trebuie să te pricepi în primul rând, a doilea rând se uită la comportament. Eu cred că dacă înjuri un polițist, aia se aude și nu te mai ia nimeni acolo. Trebuie să fii apt medical, o grămadă de lucruri care contează foarte mult. Nu prea te ia. Se tem. Poți să bagi orice mâncare. Ce? Ca să înțelegem exact procesul. Practic, tu ai aplicat pentru locul acesta de muncă și ei, în urma unor controle sau... Nu. De mine știa cineva că lucrez ca bucătar și m-a întrebat dacă nu vreau. Și am zis, ba da, abia aștept să ies la muncă. La un moment dat, nu eram condamnat, nu puteam. Încercau ei să mă scoată, dar nu se putea. Nu știau câtă pedeapsă iau. Dacă iau o pedeapsă mică și mă trimit de acolo, nu mai are rost să fac analize și așa. Până la urmă, am rămas acolo, am rămas la regim închis ca să pot lucra. Și restul deținuților ce lucrau? Este fujicura, care știe toată lumea aceea. Au un contract cu penitenciarul Gherla, prin care iau în fiecare lună un număr de deținuți cu un comportament în cotele cerute de ei și duc pe secție supravegheat, nu? Da.
E ca și cum ar ieși în stradă, la măturat, distrut așa. Da, cam așa ceva, da. Mai este Eckerle, care avea și sediu înăuntru, cum ar veni, adică avea, putem lucra dinăuntru. Alții fac curățenie pe secție, mătură, spală pe jos, așa. Alții pe afară, în curte, iar alții la depozite de haine, de unde se dă, de exemplu, ceașafuri, pături, una alta, mari posibilități nu prea sunt. Puține, dar știi, este lupți ca să ajungi să lucrezi. Dar erau plătiți pentru muncile pe care le prestau? Unii nu, alții da. Acum, dacă de... lucrezi la Eckerle sau la Fujikura, ești plătit. Ai o anumită sumă, o anumită sumă oprește penitenciarul și îți pune și nu știu cât la sută, spune și în contul de liberare. Și restul îți vine în mână, nu mare lucru, da? Cam cât? Cu aproximație? 5, 6, 700 de lei, depinde de... Pe lună? Da. Asta în condițiile în care la magazin prețurile erau... Evident. Ce putea să facă o persoană în închisoare cu banii ăștia? Bună întrebare. Dacă nu ești fumator, de exemplu, în 700-800 de lei ai nevoie ca să trăiești cât de cât. Îți trebuie zi toate lucrurile. Nu mi se pare corect mie că eu car la pușcărie, de exemplu, și ai mei îți pedepsiți că trebuie să-mi pună mie bani ca să mă întrețin de acolo. Că trebuie să iei de la o periuță de dinți până la o buretă de vase sau o mâncare sau tot, nu trebuie să-ți cumperi, evident, șampon, gel de duș, săpunuri, tot fel de lucruri care ai tu nevoie acolo. Și pe alea ajunge. Poți să administrezi așa cât de cât. Bun, dar practic sunt persoane care nu primesc bani de afară. Ei sunt cum persoane se descurcă? Care nu primesc bani de afară, da. Se mai ajută cultele, sau... pe unii care sunt mai săraci, alții se descurcă, învață, se descurce acolo ca și afară. Mai sunt și care fură? Mai sunt, mai rar. Depinde de cameră, depinde de cine e delegat de cameră, depinde cum e camera, depinde cât de tolerată era chestia. Unde sunt 2, 3, 4 șmecheri, cum ar veni, ăia încearcă să ardă pe ăia mai slăbuți, ăia mai speriați, așa, le iau lucrurile, le cheamă pur și simplu la o poveste. Stai jos pe pat, bei o cafea, fumezi o țigară și în spate, sub pat, alții manevrează geanta și bum, și împinge înapoi și pe aia ce mai zici? Nu mai e ce zice. Că degeaba mergi la polițiști, că ăștia dă prin vizetă, la planton, și duce în altă cameră, l-au vândut, chestii nici nu găsește nimeni nimic. Adică manevre se fac și ăia care sunt acolo de mult timp, aia știu cum să trăiască. Mulți că afară sunt boschetari și înăuntru îmblă cu Nike-uri și Adidas și au tot fel de filme în cap. Sună ciudată întrebarea, dar pentru ce infracțiune este cel mai rentabil să fii în penitenciar? Cei cu pedepse mari de obicei nu sunt deranjați, că ei au pedeapsă de dus, cum se zice. Cei care fac pedofilii, chestii de genul ăsta, aia cam pățesc mai greu acolo, mai rău. Pe ei, mai nou, le separă, le bagă la protejați, cum ar veni, cameră de protejați. Dar până... De ce s-a ajuns la ideea aceasta de cameră de protejați? Din cauza abuzurilor și ce pățesc ei de la azi deținuți, dar până ajung ei acolo, trebuie să treacă prin carantină, prin preventiv, adică tot pățesc. Unde se întâmplă abuzuri sexuale? Nu abuzul sexual, dar bătăi și chestii de genul ăsta. Adică sterilizați oamenii aia, în majoritate. Și persoanele care sunt condamnate pentru crimă? Ei au pedeapsă mare. Cine are pedeapsă mare și nu-i mai contează încă unul, nu? Dacă ai, de exemplu, pe viață, ce mai contează dacă mai faci ceva? Adică oamenii aia îți lăsați în pace. Există bisericuțe cu influențe, cu găști, cu amenințări și așa? Există, nu sunt așa organizate cum ar veni, dar se fac toberă și îți alegi 2-3 cu care mănânci la masă, cu care împarți tot ce ai. Unul are acum, are celălalt, tot așa. Și așa, prietenii se leagă, dar mai rar. Fiindcă nu prea poți avea încredere în nimeni acolo. Acolo trebuie să fii tot timpul de veghe, tot timpul să fii pregătit pentru orice. Oricând iese un scandal, fără să-ți dai seama, oricând se întâmplă ceva ce n-ai de unde să știi sau dacă tu veghezi în continuu. Am auzit de acea experiență că te trezești într-o zi în celulă cu un om de afară, care a fost și el prins. Și ajunge în penitenciar. Te-ai întâlnit cu prieteni din afară, din oraș?
în pendențial? Cu prieteni, nu. Cu tovarăși, cu amici m-am întâlnit, da. Cum? Nu știu. Din câte știu clujenii, tu cunoști vreun deținut mai cu notorietate din Cluj care a ajuns să ai discuții în pendențial? Da, am câteva persoane cu care m-am întâlnit înăuntru, care am și ținut legătura cât de cât s-a putut. Nu prea te poți întâlni cu alte camere, cu alte etaje, cu alte secții, dar unii lucrează aici încolo, te mai întâlnești, te mai întrebi de sănătate cum ar veni. Ne poți da și niște nume de persoane cu notorietate pe care le-ai cunoscut? Oameni mai cunoscuți? Gore, de exemplu. Crețu, Ovidiu Roja. Și până și pe... cum o cheamă? Pe Cherecăș, primarul din Baia Mare, de exemplu, l-am cunoscut. Și... Sunt în aceeași celulă? Nu, am fost pe arest împreună, din alte camere, dar am fost cu cineva care, colegul lui, de fapt, a fost cu Cherecăș în cameră. Și apoi am ținut legătura și după aia tot ne-am întâlnit aici, încolo, ba la vizită, ba, și povesteam. Cum era primarul în primele zile de... E un băiat, dacă permit să zic așa, un băiat bine educat, crescut, e din familie bună, e inteligent, e super ok. Și Gore? Gore... Ce zic despre Gore? Gore e Gore. Era ca la el acasă, de fapt. Da. Dar nu prea interesa el pe el de alții. El își vede de treaba lui și el și-a făcut viața cum e viața lui acolo și evident că are deja 52 de ani sau ceva de genul. Am zis că când iese, nici nu iese din casă acum. Asta nu știu. Revenind puțin la scandaluri, ne poți descrie cel mai groaznic moment prin care ai trecut sau dacă a fost un scandal, soldat cu victime? Nu neapărat. Cel mai groaznic moment e stresul ăla psihic, care eu cred că a rămas din vremea comunismului. Alte lucruri s-au schimbat. De exemplu, au schimbat saltelele, au tăiat din paturi, să rămâne numai două etaje, să fie mai puțin în celulă, s-au mai zugrăvit, s-au mai construit o baie, s-au mai... Așa. Da. Stresul ăla psihologic, aia niciodată nu știi când ai o problemă. Niciodată nu știi dacă se rezolvă sau nu. Tot timpul trebuie să bați în ușă, să stresezi pe polițist. Nu știi niciodată la ce te aștepți, când ai instanță, când, nu știu, te anunță în ultimul moment. Lucrurile astea care sunt stresante. Și cum le confruntai? Cum treceai peste ele? Cu rugăciune. Cred în Dumnezeu și... cred că el m-a ajutat cel mai mult ca să scap de lucrurile astea. Am auzit că cel mai mare dușman din închisoare este chiar persoana ta. Pentru că în momentul respectiv, practic, te întâlnești cu tine însuți, da, și încep să iasă toți demonii. Ai reușit să te împaci cu ei? Cum te-a schimbat experiența aceasta? Cred că mi-a fost și de folos. Am încercat să văd lucrurile bune, să-mi găsesc lucrurile bune, mai ales după perioada de început, când am primit lovituri de afară, că aia-s mai grele când primești lovituri de afară. După aia am început să-mi simt valoarea, totuși că nu pot să mă las așa să mă ducă valul. Deci sunt capabil de mai multe, pot să fac o grămadă de lucruri, pot să fiu tot zâmbăreț și să-mi văd de treabă. Și am reușit. Te-a ajutat singur sau ai avut și un psiholog care să... Nu, nu. Am ieșit o singură dată la psiholog ca să povestesc numai așa. Și am întrebat dacă intru în depresie, de exemplu, că simțeam că ceva nu e ok. Numai dacă intru în depresie, ce se întâmplă cu mine? Zic, bă, ai grijă, nu intra în depresie. Că atunci trebuie să-ți dăm un tratament și pe aia alte complicații. Dar, adică nu știu ce răspuns de psiholog este asta, că ai grijă să nu intri. Adică dacă intru, intru, nu depinde de mine. Sau totuși da și mi-am revenit eu singur cum ar veni. Cât timp ai stat încarcerat, efectiv? 2 ani și 5 luni. 2 ani și 5 luni. Și în acest timp, psihologic ai încercat să te aduni, să fii rațional. Au existat persoane care, nu știu, au avut un comportament psihic deranjant sau care, pentru care închisoarea a fost un șoc și
Nu și-au putut reveni? Nu, la un moment dat fiecare se obișnuiește cu, cu pedeapsa, cu ideea că e acolo închis. La început, evident, probabil e foarte, e foarte greu să accepți. Dar între deținuți nici nu poți să pari slab și nimic, fiindcă una, două se folosesc alții de tine. N-ai cum să arăți. Toată lumea pare că își duce viața cum ar veni, în normalitate sau în... Când spui că dacă ești slab, se profită de tine, povesteai înainte să înceapă emisiunea că au fost persoane care erau amenințate cu cuțitul pentru că aparținătorii să le trimită bani, da, în interiorul penitenciarului. Cât de des erau aceste fapte? Nu așa de des, dar se întâmplau. Se întâmplau și probabil cazuri despre care n-am auzit. Dar de când sunt acolo, am auzit de mai multe cazuri și... cunosc vreo două, trei cazuri exacte care. Ce s-a întâmplat în acele cazuri? M-au luat pe om cu cuțitul la gât și amenințau să sune acasă, să pună părinții bani în contul lor. La un moment dat, la un caz cunosc sigur, părinții au observat că cam mulți bani se cere și să pună pe numele altcuiva, i s-a părut ciudat, s-a întâmplat de mai multe ori, evident, și au sunat la penitenciar și s-a rezolvat problema. Eu făcut și mandat la persoana aceea sau la persoanele acelea. Și l-au transferat? A rămas problema tot în curtea penitenciarului? N-au avut de suferit dacă a denunțat? Se mută din cameră sau mută pe mâine sau... Dar e grav cu prăduiala, cum se zice, fiindcă dacă iese ceva din cameră, poate să se răzbună restul. Sau acolo foarte ușor găsesc pe cineva pentru un pachet de țigări să... cu o sulă să te împungă sau orice de genul. E foarte simplu. Unora le place să fie în pușcărie, unora acolo le place, afară nu se descurcă, acolo se simte mai respectați. De exemplu, unii merg la sală și se cred nu știu cum, dar alții își bagă ulei în ulei de bucătărie, da. Bagă în mușchi și așa umblă, zici că ei nu știu cine. Și încearcă să impresioneze și să... Cum își introduc uleiul? Dar nu au acces la siringe. Da, cum să nu? Să-și găsești siringe. Hoțul se descurcă și, cum se zice, orice ai nevoie, orice, când poți faci asta. De-aia sunt plantoanele care matură, de-aia mergi la cabinet, de-aia... No, unii folosești ca aceea siringă și... Tot felul de lucruri se fac rost de care au unii alții nevoie și nu știi de unde și nu mai apare. Având în vedere că totuși ai stat destul de mult timp, în 2 ani și 5 luni, da? Cam crezi că este procentul de reabilitare a celor care ies din închisoare? Din câte știu, puțin. Acum sunt oameni care nu mai au chef să meargă acolo. Am picat cum am picat și eu, evident că nu mi-a fost ok. Și nu mai vreau să ajung acolo, evident. Dar sunt unii care ori nu le pasă, ori nu au ce face afară. N-au pe nimeni, n-au unde sta, n-au ce lucra, n-au școală, nu se pot angaja și ajung repede înapoi. Și le și place, parcă. Tu i-ai ajutat și pe cei care nu știau să scrie și să citească? Am încercat și eu și alții ca să dau. Sunt pe care l-am convins să meargă la școală, altul venea cu Biblia sau cu orice carte să citim un pic în fiecare seară, alții desenam literele să scrie și asta încercam. Evident că sunt niște copii care sunt foarte sufletiți și foarte ok ar fi, dar anturajul le-a stricat și... Încercam să arăt și partea asta altă, că bă, te descurci altfel dacă... Și l-o prins la unii. Care era vârsta mândri comună? Ce vârste aveau deținuții predominant? Sunt și mulți mai în vârstă, 50-60 de ani. Majoritatea între 20 și 2 și 45, cam așa.
Și care era fapta cel mai des întâlnită între deținuți pentru care au fost condamnați? Luând în vedere că majoritatea care n-au școală, nu? Furturi, tâlhării, genul, dar sunt și mulți cu droguri. Sunt destul de mulți cu droguri, cu trafic de țigări, cu evaziune fiscală. Dar cel mai des în întâlnit, cred că furtul e și tâlhăria. Cred că noi am pus cea mai importantă întrebare. Tu cum ai ajuns să faci traficul de droguri? Din întâmplare, pot să zic așa. Am avut un moment de când am avut nevoie de bani, pur și simplu. Nu mă descurcam. Și, nu știu, așa s-o evit că m-am apucat dintr-un primul gram, cum ar veni. Am vândut, după aia tot așa. Am încercat să fac rost de mai mult, să am un constant și așa am crescut și am ajuns să fiu dealerul centrului, cum ar veni. În momentul în care te-au surprins cei de la DICOT, cât venit aveai din traficul de droguri? Bine, asta nu știu dacă pot spune neapărat, dar știți bine. Adică poți câștiga bine. Sunt și acolo niște criterii. Lucram corect, lucram la gramaj corect, făceam rost de marfă bună și numai bună, să am eu clienții și dădeam și la un preț ok. Și clienții, ai, poți să crești până la, poți să faci cea mai mare industrie din asta, până la urmă, dacă ar fi legal. Ai intrat în penitenciar în 2015-2016, da? 2016, da. Așa. Ai ieșit de câteva luni și mă gândesc că ai văzut recentele știri, mai ales că Plujul între timp s-a transformat într-un centru foarte important al consumatorilor și al traficanților de droguri. Tu crezi că s-a schimbat ceva în drogurile care sunt acum pe piață și drogurile care erau puse pe piață când te ocupai tu de aceste tranzacții? Am ieșit de vreo 3 săptămâni. Și nu prea am dat de oameni care ce și cum, dar știu că se consumă, știu că se găsește, știu că fiecare are omul lui de la care mai ia, care cumpără, consumatorii ăștia, care sunt consumatori ocazionali numai. Nu am între prieteni sau amici oameni care au cu droguri și nu mai au orice chestii. Eu vedeam la faptul că au apărut mai multe clipulețe cu efectele de la drogurile care sunt acum pe piață. Înainte aceleași era așa? Da, tot cam aceeași lucru. Aceleași simptome? Simptomele, nu. Acum, dacă ne referim la etnobotanice, acolo s-o cam stricat treaba. Aia când au apărut prima dată erau chiar ok. Chiar erau bune, sintetice. Acum, din tot felul de chimicale și e cam dezastru. Știu că au murit oameni, știu că au ajuns oameni foarte rău, mai rău ca de la alcool. Creează dependență, am văzut oameni înăuntru care erau dependenți, tremurau, aveau fisuri, se făceau pe ei în somn și din astea. E grav. Ce am vândut eu, am avut grijă ce vând, adică nu vreau să simt pe conștiință pe nimeni. În primul rând, încercam să le ofer o marfă bună și mai aceeași efecte are. Și acum și peste 100 de ani și acum 100 de ani, tot aceeași efect aveau. Revenim puțin la partea în care erai închis și ai încercat să îi ajuți pe tineri să se reabiliteze. Spuneai că ai și niște planuri de viitor. Ne poți povesti puțin despre ce e vorba? Planuri tot timpul am și avem planuri tot timpul, dar astea în timp se schimbă. Deocamdată lucrez, încep să-mi reiau activitățile care făceam înainte, cu fotografie, cu munca, cu muzică, în genul ăsta să-mi învârt. Și planuri mari de viitor, evident că am, dar sunt încă niște vise, adică niște pași pe care trebuie să fac înainte. Tot mi-e ideea, totuși, ca să nu las așa lucrurile și dacă totuși am fost acolo, deja mă interesează ca să încerc să ajut pe alții, dacă se poate, cumva să se reabiliteze, în primul rând, care e un lucru greu. Când îți dă drumul de acolo, du-te, ieși pe poartă și pur și simplu din ceva, o cutiuță, ai picat așa în lumea mare și e
de speriat. Auzeam pe cei cu pedepse mari care spuneau că, bă, mă și tem să ies. Și aveam și eu momente din astea. Mă temeam că ies, că nu mai știam ce mă așteaptă afară. A trecut o perioadă de timp și nu mai știam ce mă așteaptă, cum e lumea, ce s-a schimbat, ce dar aia care stau câte 20 de ani. Ai câteva idei despre cum ai vrea să-i ajuți? În primul rând, cu cultele acestea, care și la televizor am văzut că cultele sunt cel de cel mai bun ajutor pentru deținuți. Oamenii care își cunosc pe Dumnezeu și se cunosc pe ei și își cunosc și valoarea lor și ce ar trebui să facă în viață. Psihologii, din cât cunosc și din cât am văzut, toate învățăturile care au ei sau pune în aplicare, toate sunt niște învățături din Biblie, evident un pic mai deformate la anumite locuri. Nu știu cât de, cât de bun ajutor e. Mai ales că lumea nu prea ia în serios. Merg, povestesc cu psihologa, și gata, nu știu cât rămână în ei. Încă nu știu ce aș putea face, dar o să-mi iau contact cu mai mulți care încearcă să ajute acolo și probabil găsim o soluție. Cel puțin nu vreau să las așa, adică fără nimic așa am plecat de acolo și deși așa mi se pare, a doua zi deja mi s-a părut așa ciudat că am fost acolo și mi se părea un vis, pur și simplu. Ca și cum eram înăuntru și mi se părea un vis că am fost vreodată afară și mi s-a părut că aici am viața și tot ce am văzut, tot ce ar trebui să urmeze, nu m-am visat, ce nu e realitate. Dacă ar fi să ai un mesaj pentru cei care sunt acum pe un drum mai greșit, să spun așa, care ar fi acela, având în vedere experiența pe care ai avut-o în ultimii ani? Normal ar trebui să zic să nu mai facă ce fac, dar eu spun să aibă grijă să facă cu capul orice fac. Fiindcă nu conștientizăm când ne stricăm viața, nu conștientizăm că ce putem păți. E un șoc mare, evident, și nu toți se pot trezi din șocul ăsta. Ai prins perioada cu legile justiției, cu ordonanța, cu protestele. Cum vedeau deținuții acest fenomen? Deținuții speră la orice. Adică, de exemplu, dacă spune la televizor că se discută despre grațiere, toată lumea, se dă grațiere. Adică, speranța aia atât de puternică e că, pur și simplu, și altceva. Omul mă speră că mă ieșim. Pare că au totul se rezolvă, acolo nu ai informațiile numai de la televizor sau cei de acasă sau și evident că plin de informații false. Toți sperau și eu speram la un moment dat câteva luni, până mi-am dat seama că nu are niciun rost și deja mă enerva când toată lumea era pe capul meu, nu, când ce ai auzit, ce ai văzut, ce. Iar alții nu înțeleg nimic din televizor, numai manele și filmele cu bătăi. Păi evident, aia nu se uită sau se uită și aud altceva sau înțeleg altceva. Se zice că fiecare persoană care ajunge să fie inculpată într-un dosar penal vede altfel justiția, da. Are cunoștință despre legile penale și își conștientizează mai tare ce repercursiuni poate să aibă încălcarea legii. Da. Majoritatea persoanelor care au ieșit în stradă sunt de partea baricadei fără să aibă o cunoștință de legea penală. Care ți se par cele mai absurde reglementări din legea penală? Discrepanțe între pedepse pentru diferite infracțiuni? Toate. De ce spun asta? Eu cred că o să ajungem la un moment dat într-o criză în legi. Fiindcă toate legile se suprapun deja. Când se dă o lege pentru ceva, aia nu e clară. Legea aia se poate interpreta și în loc să rezolve, să schimbe același lucru, ei mai încă pun încă două, trei legi care peste aia, adică în loc să repare propoziția aia cum ar veni, ei mai încă mai adaugă niște propoziții cum ar veni, dacă așa și nu cred că duce la bine. Sunt anumite pedepse pentru care stai pe viață la pușcărie pentru furt, cum e și cazul lui Țică Laslo, de exemplu, care era să risca să ia 30 de ani. Pentru... Da, persoana a evadat din arestul Lipăjan. Dar nu din cauza aia. Din cauza asta a evadat. Dar el avea spargeri de apartamente. Să zicem, la furt, pe 2-7 încadarea.
nu-ți dă minim, fiindcă ai mai multe, avea 1000 și ceva de apartamente. Ei 3 ani și restul sporuri, câte 4 luni, 4 luni, 4 luni, câte sporul poate să-ți dea. Ajungi la 30 de ani, fiindcă nu poate să-ți dea mai mult. Asta nu știu, cumva e ciudat. Am văzut oameni cu 17 ani jumate pentru furt. Furturi, na, ok, are 4, 5, 6 furturi. E mult. E ciudat, totuși. Păi merită să faci o crimă, nu? Zice celălalt, decât să furi. Și multe legi nu nici cum, nu și în regulamente, nu într-un penitenciar, sunt niște legi care, da, așa e procedura, așa trebuie să facă. Nu sunt corecte, nu sunt, și știu și ei, evident, acolo, da. Asta e legea. E foarte nasol că asta e legea, trece prin, și prin sufletul omului, calcă și sufletul omului, adică nu contează omul, contează legea. Asta e foarte ciudat, contrastul ăsta. Contează mai mult ce scrie acolo decât viața omului. Așa ajung mulți nevinovați în pușcărie. Și sunt, cunosc cazuri în fiecare cameră, cred că este câte un caz, oameni nevinovați în pușcărie. Și cu pedepse mari. Te-ai simțit vreodată că ai fost abuzat de sistemul de justiție? În vreun fel sau altul? În anumite privințe, da. De exemplu, nu-mi convine, pe mine m-a acuz cu ceva, dar tot tu zici cum să mă apăr. Eu puteam să mă apăr altfel, nu? Decât dacă eram liber, în libertate, puteam să mă apăr altfel. Decât cum eram închis acolo și ia, descurcă-te. Adică, la ce te referi? Puteai să-ți faci apărarea acum? Eram afară, nu păseam ce am păsat cu avocații, că fratele meu nu mi-a mai plătit și m-am trezit fără avocați și n-aveam, nu poți face din nou nimica. Orice se întâmplă, tu n-ai cum să rezolvi, numai prin telefon și prin cineva. Să umbli pentru lucrurile tale e un lucru, dacă tu nu poți face lucrul acesta, e greu. Când ești obligat să stai acolo înăuntru, păi lasă-mă până mă judeci. Nu? Lasă-mă să... Când m-ai judecat, îți vinovat, nu mergem pe suspiciuni rezonabile. Lasă-mă, când m-ai judecat și deci atât am primit, atunci... Spui tu că prea ușor să iau o măsură de arest preventiv când ar putea să fie un arest la domiciliu sau da, control judiciar monitorizat, da, în care persoanele în cauză să-și poată administra mai ușor, da, perioada de proces. Da, și pentru nimicuri în lume și... ok, înțeleg, faptele cu violență, faptele care, știu, grupuri organizate și... Aia înțeleg, dar pentru că niște trafic de droguri, sună aiurea. Marihuana, iarba, că zici drog. Sună aiurea. Vinzi alcool, țigări și scrii pe ele că cauzează moarte și tu tot vinzi în continuare și pui niște prețuri în alea și lucrul ăsta nu permite să se întâmple. Nici să consume omul, nu că așa, se pare aiurea. Cam totul ce se întâmplă în țară, din păcate. Pentru final, v-am pregătit amândouă câte o întrebare. Dacă ați avea putere, care ar fi primele 3 lucruri pe care le-ați schimbat la sistemul judiciar a penitenciarelor din România? Mentalitatea. Acest lucru. Mentalitatea cui? A tuturor. Și de sus până în jos. Cine se ocupă până la cine ajunge lucrul acesta. Dacă schimbăm mentalitatea în țara asta, care evident nu poți pe o zi pe alta, dar măcar încerci și iei niște măsuri ca lumea, nu-ți mai trebuie nimic, că se rezolvă multe lucruri. Trebuie să vrei numai, atâta. Eu cred că în primul rând, lucru care deja l-am discutat în emisiune, este faptul că se face trafic de droguri în penitenciarul de acolo. Adică noi vorbim despre momentul acela într-un proces în care persoana ajunge într-o instituție care ar trebui să-l reabiliteze, dar de fapt este o instituție în care în continuare se fac infracțiuni. Și atunci, care este mentalitatea pe care poți să o schimbi la deținut când vezi că în continuare autoritățile târcuiesc comiterea unor infracțiuni? Adică mie mi se pare ironic. Nu știu, tu să înțeleg că nu te-ai ocupat cu trafic de droguri la Gherla, în penitenciar. Dar cum ai văzut tu ideea că tu te afli acolo pentru traficul de droguri din afară, da, din oraș,
și alții în continuare trafică, fac trafic cu etnobotanice în locul în care tu ți-i spășești pedeapsa. Eu, dacă eram afară, evident, vedeam cu alt ochi. Înăuntru vedeam o chestie din aia că omul vrea să descurce sau nenorocirea lui vrea să și asta o scuză? Sau? Nu e scuză, dar de asta și am spus, mentalitatea de sus trebuie să se schimbe. Cum se spune, cum e poporul, așa e și conducătorul. Deci, lucrurile astea rămân, se fac, nu numai la noi, ci în alte țări mai civilizate, fiindcă omul nu poți să iei totul de la om. N-ai luat viața până la urmă, dacă ai luat libertatea. Acum, dacă iei tot, știi, pare... Dar poți să faci prin educație, prin... Omul să fie interesat de altceva. Eu m-am întâlnit cu oameni care erau interesat de altceva, dacă le dădeai o semință, cum ar veni, învățai să explicai cum e să știi să citești, să scrii, să înțelegi o emisiune sau un film. Și li se părea, wow, un lucru nou, o noutate și foarte ușor lăsau anturajul, cum ar veni, sau gândurile dinainte. Dar cineva trebuie să se ocupe cu chestia asta. Și nu numai așa pe fațadă, ca și cum sunt cabinetele medicale, că pe fațadă, hai că ne ocupăm de reținut, de fapt nu. Că pentru orice boală îți dă un paracetamol și un algocamin. Și, pe n-avem, știi că... Asta era tratamentul standard. Asta e tratamentul standard, da. Pe fațadă, ca să pară legali. Și încă un lucru care mie nu-mi convine, și nu-mi convine și trebuie să spun, să ne întoarcem înapoi, cu magazinul. Magazinul... Acum tu ești un patron de magazine, deții la Gher, la un magazin, la Bistrița, la nu știu unde, tu îți bași toate lucrurile expirate în magazinele, că doar încolo de hoț, că la ce să facă? Oricum pe cine chemi tu la penitenciar? Că... Care oricum plătește produsul. Oricum plătește, nici nu-l duce înapoi. Sau rar, dacă mai duce înapoi câte unul, înapoi scuze și hai cumpăr altceva pe banii ăia. Dar nu poți chema acolo protecția consumatorului, că nu-ți lasă nimeni înăuntru în unitate. Zice, păi îți trebuie ceva special ca să intri, nu poți așa, vii tu aici, la control. Și se folosește de treaba asta. Și probabil că nu numai patronul magazinului are de câștigat. Cât era o pâine la magazin? Pâine primeai în fiecare zi o pâine. Dă un exemplu de un alt aliment banal, al cărui preț era mai mare decât afară. Ce pot să spun, erau cărțile de joc. Știu că pe arest o luat cineva două perechi de cărți de joc, așa, era 2,50 lei. Acolo era 17 lei o pereche. Țigările au aceeași preț, mâncărurile sunt mai scumpe, evident, și tot ce depinde de restul. Tot. 300% adaus sau la magazin. Cam așa. Se făceau și schimburi de produse cumpărate de la magazin? De exemplu, nu știu, tu-ți cumpărai o pastă de dinți, altcineva avea o periuță, făceați schimb sau... Păi schimb se face cu orice, cu haine, cu orice. Unii vând, alții cumpără, alții rămân fără țigări, vând haine, alții au țigări, cumpără ce ai de vânzare, ce, nu știu ce. Sunt care sunt pedepsiți, n-au voie să cumpere de la magazin numai produse de igienă. Și apoi ăia cumpără așa și vând la restul. Pentru i-am salam, i-am nu știu ce. De ce sunt pedepsiți sau cum? Când faci ceva boacănă, așa se face. Îți ridică dreptul la magazin o lună, două, depinde cât ai. Ce mi se pare ciudat, că alimente nu te lasă să cumperi și nici la vizită să primești. Adică ești obligat să mănânci ce primești acolo sau să te descurci. Cumperi altceva și vinzi la altul. Dar, no, ok, am înțeles că să nu cumperi țigări și chestii de genul ăsta. Dar mâncare să n-ai voie să cumperi, asta e iar o chestie ciudată. Da. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost discuția despre închisorile din România. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumim și noi. Și vouă vă doresc o zi cât mai frumoasă.